finalul ăsta de an din punct de vedere financiar, că e pomenit, uh-huh, al banilor. Uh-huh. Se întreabă de vreo criză. Este bine să investim în ceea ce ne pasă nouă și ceea ce ne face să ne simțim fericiți. Atât. Mofturile, nu. Este bine să fii să investești bani în lucrurile care te fac pe tine fericit pentru a putea să mergi înainte, una la mână, deci pasiunile tale, hobby-urile, nu mofturi. Nu o gentuță, adică nu... Adică dacă ai 15 perechi de stiletto, pentru ce-ți mai trebuie alta, a 6? Da? Am înțeles. Dacă ai 17.000 de sacouri, pentru ce-ți mai trebuie încă unul? Dacă tu mănânci cât mănânci, pentru ce trebuie să te îmbuibe atâta? Da? Nu, investește în ceva care să te ajute durabil, pe tine, nu pe nevastă ta sau bărbatul tău sau copiii tăi sau soacra sau mama, pe tine. Cum ar fi un curs? Cum ar fi un curs? Cum ar fi o excursie? Pentru că oamenii învață și din excursii, corect, nu? Adică mă duc și eu, am văzut și o Roma, dar zic, ia uite ce oraș, ce limbă e aici, domnule. Și aflu și eu ce limbă se vorbește în Roma. Adică, uite, domnule, mi-am dezvoltat... Deci totul pentru dezvoltarea pentru noastră mine, personală. Mine, da? Uh-huh. Adică chiar dacă vrea soția sau nu vrea soția, eu să fac acest lucru, pentru că este necesar. Orice lucru pe care noi îl învățăm anul acesta, cât a mai rămas, anul viitor, ne va ajuta din 26 înainte, timp de 9 ani de zile. Pentru că în 26 avem 2 comunicare, 6 dascăl, școală. Și 2 plus 6 particularitate e 8. Numai ăia cu școală și care știu despre ei și știu să vorbească, să comunice, să înțeleagă informațiile, vor avea puterea. Pentru încă 9 ani. Puterea în sens că îți mai merge bine în viață, nu puterea că faci 5 flotări. Da? Și atunci o să vină foarte important chestia asta. Domnule, stai puțin că eu sunt cancion palac, nu prea știu care-i treaba. Corect, deci așa, ne trebuie să ne pregătim pentru acest 2026 care, din care începe, mm-hmm, un alt ciclu, da? Da, da, este foarte important să ții de bani și să investești în tine, una la, okay, mână, nu pe mofturi, la sfârșitul acestui an. Este foarte important să înțelegi că sinceritatea este extrem de importantă, altfel se va descoperi sinceritatea în amor, sinceritatea financiară. Inclusiv amanta ta va veni să mănânce o prăjitură cu soția dacă nu e ce trebuie, sau viceversa, amantul cu soțul. Chestii de genul acesta care se vor descoperi. De ce? Ca să facem sinteza, să ne așezăm și să înțelegem. Ok. Care sunt